avem noi ca țară capacitatea, în condițiile în care spunem România țară minunată, păcat că e locuit. Sau spunem România țară de rahat. Cât de des auziți această formulă pesimistă, ciuraniană, autodenigratoare în spațiu public? Foarte des. În condițiile în care Horeațu Mălăele face show-uri în care ne spune că suntem până la urmă un popor de mâna 14. Eu vă întreb ceva. Că mai e unul care spune că suntem căzuți din... Sunt alții care spun că suntem buricul pământului și că suntem nou Ierusalim. Exact. Aia e cealaltă extremă. Da? Deci între cele două extreme, eu vă întreb. Sunt mâine tineri de 20 de ani care ar vărsa sânge pentru țara asta? Vă întreb, avem capacitatea să mobilizăm oameni care să lupte pentru familiile lor în condițiile în care idealul ăsta național, ideea că noi formăm un corp unitar numit popor, națiune, a dispărut. Și asta e o problemă. Eu vă dau dreptate. E ridicol ca noi în România să invocăm tropii literari și narațiunile euroscepticilor britanici. E absolut caragios. Dar în același timp, eu nu vă ascund că am sentimentul că trăim momente critice în care o pastă globalistă, care înseamnă că tu n-ai rădăcini, tu n-ai identitate, tu n-ai o memorie, tu n-ai de fapt pentru ce să lupți, această formă de nihilism, consumerism, care dă peste noi, prin Instagram, prin Facebook, prin ce vreți noastră, ajunge să-i facă pe tineri 20 de ani să simte că ei nu mai aparțin unei țări, că ei pot mâine să se mute la Londra la fel de bine și să nu aibă o țară.